Bună! Numele meu este Andreea și îți doresc bun venit la sesiunea de meditație hipnoterapeutică de astăzi. Scopul meu este să te ghidez către o stare de relaxare profundă, atât fizică cât și mentală, ce te va ajuta să atingi o pace și liniște interioară desăvârșită. Pentru început, găsește un loc cât mai confortabil. Te poți mișca de colo-colo până când te simți cât mai confortabilă. Iar când ești gata, închide ochii și începe să te relaxezi. Vom începe această sesiune cu un exercițiu de respirație profundă. Inspiră timp de 7 secunde, apoi expiră încet timp de 11 secunde. Din nou, inspiră pe nas pentru 7 secunde, iar apoi expiră pe gură pentru 11 secunde. Simte cum aerul este puțin rece atunci când inspiri. Acest aer parcă este încărcat cu pace și liniște. Iar când expiri, aerul este mai cald. Este ca și cum acest aer este încărcat cu tensiune. Cu toată tensiunea ce s-a acumulat în corpul tău. Expiri această tensiune cu fiecare răsuflare. Inspiră timp de 7 secunde, calm și relaxare. Expiră pentru 11 secunde. Expiră orice grijă, orice problemă și stres. Dă-le afară cu fiecare răsuflare. Și din nou, inspiră timp de 7 secunde și expiră timp de 11 secunde. Foarte bine, te descurci de minune. Iar acum, lasă-ți respirația să revină la ritmul normal. Și pur și simplu, permite-ți să te relaxezi din ce în ce mai mult, cu fiecare gură de aer ce o expiri. De fiecare dată când expiri, parcă simți corpul din ce în ce mai greu. Aproape că toată tensiunea este absorbită de suprafața de sub tine. Focusează-ți toată atenția asupra acestui moment. Concentrează-te pe acest moment. Acum. Aici. Trezește simțurile. Permite-ți să cercetezi ce se întâmplă în jurul tău, cu ajutorul tuturor simțurilor corpului tău. Începând cu auzul. Ce auzi tu? Acum, în jurul tău. Care este cel mai puternic sunet pentru tine? Acum. Probabil vocea mea sau muzica de pe fundal. Ascultă. Doar ascultă. Care este cel mai zgomotos sunet pentru tine? Acum. Pur și simplu ascultă.
fără să judeci, fără să analizezi. Pur și simplu îți pui atenția pe toate sunetele ce le auzi în jurul tău. Care este cel mai încet sunet pe care îl auzi? Probabil auzi ceva în afara camerei. Sunetul traficului. Niște vecini având o conversație. Sau poate auzi ciripitul păsărilor în depărtare. Niște copii jucându-se pe o stradă răturată. Ascultă-ți respirația. Ce auzi când inspiri? Și când expiri? Ascultă. Observă cum sunetele, deși diferite, se combină perfect. Lasă-ți corpul să se relaxeze cu sunetele din jurul tău. Alungă vechea părere că zgomotele sunt o distragere de atenție. De fapt, tot ce auzi de acum înainte te va ajuta să te relaxezi din ce în ce mai mult. Inspiră. Expiră. Ascultă. Foarte bine. Te descurci de minune. Acum, mută-ți atenția asupra senzațiilor tactile ce le simți în corp. Observă tot ce atingi sau se atinge corpul în momentul de față. Care este cea mai accentuată senzație tactilă pe care o detectezi? Cel mai probabil îți simți spinarea rezemându-se de suprafață din spatele tău. Sau poate simți cum picioarele ating podeaua. Care este cea mai subtilă senzație tactilă pe care o identifici? Poate simți aerul rece cum îți atinge ușor pielea obrazului. Firele de păr de spatele gâtului. Pur și simplu focusează-ți atenția pe senzațiile tactile ale corpului tău. Atât cele intense, cât și cele subtile. Fără să le judeci, fără să le analizezi, pur și simplu simte tot ceea ce simți. Trezește simțul tactil. Poate simți o durere sau o tensiune neplăcută acumulată undeva în corpul tău. Din nou, fără a analiza sau a judeca ca bună sau rea, pur și simplu observă. Există probabil un loc în corpul tău unde acumulezi mai multă tensiune decât de obicei. Poate acum, că ți-ai pus atenția asupra acestui loc, începe să relaxeze puțin. Tratează această durere sau tensiune cu compasiune. Foarte bine. Te descurci extraordinar. Mută-ți atenția ușor
către simțul văzului. Observi cât de bine te simți când ți-i ochii închiși. Probabil tot ce vezi acum e o lumină difuză ce penetrează prin ploape. Concentrează-te pe vedere, chiar dacă ai ochii închiși. Poate vezi niște celule ce dansează pe membrana ploapelor sau diferite culori. Pur și simplu, observă ceea ce vezi, atât lumină cât și întuneric. Ce se întâmplă dacă ți-i ochii închiși și încerci să te uiți în sus, spre sprâncene? Dar atunci când te uiți în jos, spre nas, spre urechea stângă și cea dreaptă, vezi anumite culori sau forme. Acum relaxează-ți privirea. Odihnește-ți ploapele și relaxează-te și tu din ce în ce mai mult. Foarte bine. Te descurci de minune. Acum încet vreau să-ți muți atenția spre simțul olfactiv. Inspiră adânc pe nas și expiră pe gură. Ce miroși acum, în acest moment? Poate propriu parfum sau crema de mâini. Ce mirosuri poți distinge acum în camera în care te afli? Observă cum fiecare obiect sau încăpere au mirosul lor specific. Sunt anumite mirosuri care îți pot trezi amintiri plăcute, precum mirosul unei mâncări gătite de o persoană specială din copilărie sau mirosul unei flori parfumate. Poate fi mirosul unui parfum sau aftershave ce îți poate aduce aminte de o persoană iubită. Concentrează-te pe simțul tău olfactiv. Ce mirosuri recunoști în jurul tău? Foarte bine. Te descurci excelent. Acum, mută-ți ușor atenția pe simțul tău gustativ. Ce gust simți în acest moment? Dacă ai mâncat ceva recent, poate încă îi mai simți aroma plutind ușor în gura ta. Sau poate ai băut ceva și încă îi simți gustul ascuns într-un colț al gurii. Poate părea ciudat să te gândești la gust dacă nu mănânci nimic momentan, dar el e tot timpul acolo. Observă-l. Concentrează-te asupra papilelor tale gustative. Ce simt ele acum? Foarte bine. Te descurci minunat. Acum vei trece ușor la al șaselea simț, la simțul intuitiv cu care te-ai născut. Concentrează-te pe locul dintre ochii tăi, locul aflat între sprâncenele tale.
acolo se află cel de-al treilea ochi ascuns al tău. Acorde toată atenția ta. Ascultă. Ai încredere în el. Face parte din tine. Ce simți în plus? Deschide-l. Lasă-l să vadă. Să te cunoască. Și să-l cunoști. Unește-te prin ajutorul lui cu intuiția și înțelepciunea ta interioară. Ascultă. Fii obiectivă. Conștientizează prezența lui fără a-l analiza. Doar observă-l. Întreabă-te singură, de ce ai nevoie azi? Fii curioasă. Folosește-ți inteligența interioară pentru a afla răspunsul. Foarte bine. Te descurci minunat. Acum e timpul să iei o pauză. Pur și simplu să nu mai faci nimic. Relaxează simțurile. Fii liberă. Trăiește în acest moment calm și fericită. Nu te gândi la nimic. Nu simți nimic. Doar fii pur și simplu prezentă. Acceptă acest sentiment de pace și liniște. Acceptă-te pe tine însuți. Continuă să te relaxezi. Și când te simți pregătită, deschide ochii. Bine ai revenit. Te-ai întors relaxată și împrospătată, încrezătoare, corpul și mintea liniștită, ca și cum te-ai fi trezit într-un somn lung și odihnitor.